Cel mai mare jucător de pe piața combustibililor a operat o nouă scumpire. Începând de astăzi, prețul unui litru de benzină costă mai mult cu 6 bani, în timp ce pentru un litru de motorină plătim cu 12 bani mai mult. În urma majorărilor aplicate la stațiile din Târgoviște, care aparțin companiei petroliere, se găsește motorina la 5 lei și 61 de bani și la 5 lei și 90 de bani. Pentru un litru de benzină, șoferii trebuie să scoată din buzunar 5 lei și 53 de bani sau 6 lei și 17 bani. Cert este că în cazul motorinei, majorarea prețurilor este dublă, în comparație cu scumpirea benzinei. Potrivit reprezentanților companiei, creșterea prețurilor este generată de creșterea cotațiilor internaționale la produse petroliere. De fapt, această motivație este oferită de fiecare dată conducătorilor auto care pierd din start lupta cu prețurile combustibililor. Iar veștile proaste nu se opresc aici. Dacă se păstrează acest trend, în 2012 la pompă prețurile vor fi de peste 7 lei pe litru. Pe fondul calculării acciselor la un curs leu euro de 4,3 lei. Scumpirile la carburant se țin lanț încă din anul 2010, când a fost înregistrată o majorare a tarifelor de 30%. Începând cu ianuarie 2011, prețurile au urcat la peste 5 lei pe litru pe fondul creșterii accizei la carburanți.